Gregorian Bivolaru susține că i-a fost încălcat dreptul la apărare. Liderul MISA a depus la Tribunalul Sibiu o solicitare prin care cere redeschiderea procesului în care a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru act sexual cu un minor, pe motiv că judecarea sa s-a făcut în lipsă. Solicitarea lui Bivolaru a fost înregistrată la Tribunalul Sibiu pe 2 august, iar primul termen se va judeca pe data de 21 septembrie. Liderul MISA solicită redeschiderea dosarului în care a fost condamnat definitiv la 6 ani de închisoare, pe motiv că judecarea și condamnarea sa s-a făcut în lipsă și astfel i-a fost încălcat dreptul la apărare. Dacă judecătorii de la Tribunalul Sibiu îi vor admite solicitarea lui Bivolaru, procesul ar putea fi repus pe rol, iar cercetarea judecătorească va fi reluată. În acest proces, Gregorian Bivolaru a fost condamnat definitiv la 6 ani de închisoare cu executare pentru trafic de persoane și acte sexuale cu minori în iunie 2013 de către Înalta Curte de Casație și Justiție. În prezent, liderul MISA se află încarcerat într-un penitenciar din România. Bivolaru a fugit din țară în 2004, iar un an mai târziu a primit azil politic în Suedia. A fost reținut la începutul anului de autoritățile franceze în timp ce se afla la un târg din Paris și a fost extradat câteva luni mai târziu.